Doamnelor și domnilor, vii mulțumesc Părintele Cuble pentru introducerea generoasă pe care am făcut-o. Nu rămâne decât să vă dezamăgesc. M-am gândit să vă spun mai curând o poveste de laborator. Eu mi-am propus acum ceva timp să scriu, să încerc să scriu o carte despre parabolele lui Iisus. Și am luat-o școlărește, încercând să acopăr cât mai mult din bibliografia subiectului, ceea ce s-a dovedit, într-un anumit sens, dezesperant. Pentru că, cum vă închipuiți, bibliografia este uriașă. Am avut norocul să pot fi odată pe an, pentru două luni, la Berlin și să profit de bibliotecile de acolo. Am avut, deci, acces la o literatură care mi-a fost mai greu accesibilă aici și am constatat că întreprinderea este fără speranță. Sunt biblioteci întregi, tone de cărți despre un subiect pe care eu îndrăzneam să-l atac cu oarecare candoare. Acest efort, pe care nu l-am dus până la capăt, firește, m-a învățat totuși ceva. A fost o experiență instructivă. Fiindcă am avut ocazia să înțeleg care sunt o parte din piedicile majore pe care cititorul de azi, sau omul care vrea să înțeleagă textele evanghelice, le are de întâmpinat în eforturile lui. Va fi deci un discurs despre erudiție, și anume despre erudiția care ajută enorm, dar uneori blochează sau divaghează. Va fi un discurs despre spiritul timpului, care își aruncă penumbrele lui asupra modului de a citi textele sacre. Va fi, dacă aș putea să spun așa, un fel de critică a rațiunii exegetice sau a rațiunii analitice. O să vă spun de ce tipul de interpretare și de analiză de text m-am izbit și ce mi se pare că e de depășit dacă vrem să ne apropiem de text. Deci vă spun mai întâi că bibliografia asupra parabolelor abundă mai ales în zona catolică și protestantă. Acolo sunt rafturi întregi, biblioteci întregi de lucrări de exegeză. Extrem de solide, atrag atenția de la început că nu o să vorbesc decât de literatura academică, adică nu voi face, nu voi cita nimic care circulă în aeroporturi. Voi cita strict ceea ce se numește exegeză savantă la nivelul universitar cel mai înalt în toată lumea. E bine, în catolicism și în protestantism, exegeza asupra parabolelor este supraabundentă, polivalentă, e un atac din toate unghiurile și se găsesc lucruri extraordinare în această literatură. Spre surprinderea mea, am găsit mult mai puține lucruri din spațiul ortodox. Bibliografia ortodoxă despre parabole este mult mai redusă decât cea catolică și protestantă. M-am întrebat de ce. Bun, să zicem că la noi, cum se spune adesea, trăirea nemijlocită atârnă mai mult decât studiul universitar. Dar totuși e curios că comentariul la parabole, în general, se referă la, se restringe la o anumită omiletică. Sunt predici care, într-un moment sau altul al anului, iau câte o parabolă și o dezbat. Literatura ortodoxă despre parabole e, cum spun, restrânsă. Am găsit lucrarea unui arhiepiscop din America, arhiepiscopul Dimitri, care a scris o culegere de studii despre parabole. Iar la noi, sigur că ai să găsești întotdeauna referiri la parabole în omiletica Părintelui Stăniloae, în omiletica Părintelui Galeriu, a lui Teofil Tărăianu,
a părintelui Steinhardt, a părintelui Coman, a părintelui Gordon. Am aflat de curând și mi-e rușine să o spun că nu știam de ea, de o carte a lui Simeon Mehedinți despre parabole, un fel de manual pentru elevi care la sfârșitul fiecărei interpretări are și o aplicație la viața școlară. Ce trebuie să înțeleagă elevul când citește parabole? Și sunt aplicații foarte concrete, ce să facă repetentul când citește câtare parabole, ce să înțeleagă ăla harnic, prea deștept, dar superficial, și așa mai departe. Mai curând am găsit o exegeză interesantă la parabole, în unele studii făcute din unghi rabinic sau iudaic. Există o carte a lui Fritz Stern, A Rabbi Looks at Jesus' Parables, care este interesant. Și sunt multe alte cărți care încearcă să pună parabole lui Iisus în contextul iudaic pe care aparține. Și apoi există, firește, e adevărat că în spațiul răsăritean, răsăritenii numără în mod spontan și literatura patristică, părinții bisericii, care s-au ocupat abundent de parabole. Problema este că, în general, și spun asta cu mare precauție, deși sentimentul meu este ferm, interpretarea patristică a parabolelor e de tip alegoric, în general. Și vă trimit la lucrarea clasică a lui de Lubac despre exegeza medievală, în care sunt descrise modurile de abordare ale textului sacru, mai ales în perioada patristică. Ce înseamnă interpretarea alegorică? Interpretarea alegorică, ca să simplific, înseamnă că iei textul și stabilești ce ar putea însemna fiecare detaliu al lui într-o ordine simbolică și dogmatică anumită. Tipul ăsta de interpretare are o istorie foarte lungă și a fost pus în mod spectaculos în discuție abia la sfârșitul secolului XIX de un teolog protestant, Adolf Jüricher, care a scris o carte masivă în care spune tot ce este interpretabil alegoric în parabole e ori fals, ori adăugat, ori derutant, divagatoriu. Parabole nu spun decât un singur lucru, au un cel precis, ăla trebuie văzut, analizat, perceput. Interpretările alegorice dau senzația că ele sunt un fel de camuflaj al unui mesaj care poate fi infinit interpretat. Trebuie să vă spun că consimt întrucâtva la această critică a interpretării alegorice. Adică, mi se pare că ea nu reușește decât să traducă un cod în alt cod. Și în felul ăsta, până la urmă, să suspende reflexiunea. Dacă mi se spune, uite, în făclia sub obroc, făclia este Hristos, sau virtutea, sau cuvântul lui Dumnezeu, obrocul este legea Vechiului Testament, sau sinagoga, sau înțelepciunea pământească, sfeșnicul e biserica, sau credința, sau poporul ales, în clipa când am această traducere, o să pun cartea deoparte, am înțeles, am bifat, mulțumesc frumos, m-am prins. E un fel de a încheia analiza înainte de a fi început. E un fel de a găsi o cheie pe care o folosești odată, ai tradus și ai rezolvat problema. Ori, din punctul meu de vedere, un text de tipul textului sacru e un text care trebuie să te țină într-o permanentă deschidere, nu să-ți dea mereu soluții de abandon. Nu știu, cetatea de pe munte. Cetatea este Ecclesia Sanctorum, muntele este Iisus, turnurile cetății sunt profeții, cetățenii sunt credincioșii, zidurile sunt preoții. Cu asta s-a încheiat toată povestea. E un fel de fabulă, un fel de schemă pe care o decodific și o recodific și cu asta exegeza s-a încheiat.
în acest tip de interpretare intră și unele interpretări excesiv, să zicem, confesionale, nu? Și asta a mers până în epoca modernă, în care, de pildă, cetatea de pe munte înseamnă o aluzie la faptul că creștinismul este deschis, se vede de departe, deosebire de misteriile antice care erau ezoterice, închise, nu iradiau. Sau că cetatea de pe munte o aluzie la faptul că evreii, în general, nu vor să iradieze suficient, țin legea lor în mod strict și trebuie să accepte o mai mare deschidere către celelalte neamuri. Deci, asta despre interpretarea alegorică. Există și un alt tip de interpretare care pleacă uneori de la interpretarea alegorică și ajunge la ceea ce Nietzsche, știu că e un autor pe care nu e frumos să-l citesc prea mult în anul